în prelungiri cu CFR Cluj. O primă repriză echilibrată, doar acea decizie a arbitrului a făcut ca cei de la CFR Cluj să conducă pe tabelă. În schimb, a doua repriză și cu schimbările pe care le-am făcut, am reușit să punem presiune pe cei de la CFR, să ne creăm multe ocazii de a marca, să și egalăm, chiar dacă am făcut 1.092. Consider că puteam să, dacă egalam mai repede, puteam să și câștigăm jocul. În ultimele minute ați atacat, chiar dacă reveniserăți și CFR-ul putea să ne lovitura pe contraatac, pentru că Planić era destul de în atac. Da, am și riscat la 1-0, de exemplu, l-am trimis pe Bogdan Vârda atac lângă Bizonul, dar asta este mentalitatea noastră, să jucăm la fiecare meci la victorie, chiar dacă reușim acea egalare în minutul 92, am cerut să jucăm, să încercăm câte minute mai erau, 3-4 minute, să reușim să întoarcem rezultatul, să marcăm și al doilea gol, pentru că așa gândesc eu, chiar dacă este un risc, dar încerc să fac acest lucru la fiecare joc. Da. Eu nu am comentat arbitrajul niciodată, doar am înțeles că nu ar fi fost nici penalt, nici roșu. Da. Astea sunt deciziile arbitrului. Nu mai putem să mai întoarcem nimic acum. Lituanul trebuie de la 2 puncte diferență de CFR, cu returul la București, devine favorită la titlu sau la unde CFR-ul? Nu. CFR Cluj sunt pe primul loc, ei au prima șansă, noi suntem pe locul 2, avem a doua șansă. Mai sunt multe în acest moment, spun. Mai sunt multe jocuri de disputat. Cu siguranță celelalte echipe ne vor pune mari probleme și nouă și celor de la CFR Cluj și celor de la Craiova, ați văzut și voi că se vor mai pierde puncte, deci este o luptă strânsă. Care e motivul titularizării lui Denis Alibă după o perioadă lungă de titulare? El a jucat la meciul cu Viitorul 30 de minute și din punctul meu de vedere a făcut-o bine. Bizonul nu s-a antrenat 3 zile cu echipa, a avut probleme medicale și din cauza asta am decis ca Denis să joace din primul minut. Pe imaginile care au fost luate imediat după ce a fost înlocuit la liber, se vede ca și cum m-ai spus, bine mă scuți, mă. Da, era supărat că l-am schimbat, nu? A intrat Bizonul și a reușit să marcheze. O să încerc să gestionez, cum am făcut-o până acum, o să o fac și în continuare. Important este ca el să intre pe teren și să dea totul pentru echipă, să aibă o atitudine bună. Din punctul meu de vedere astăzi, a avut o atitudine bună, a încercat să ajute echipa cât a putut de mult. Poate deveni titular în condițiile astea, pentru că nu are fost foarte multe. Este un jucător de valoare. Sunt jucători care pot trece prin momente mai grele. Important este ca ei să muncească în continuare și să reușească să treacă peste aceste momente, să aibă în primul rând încredere în ei. Cum va arăta echipa fără Pintilii? Roșu direct înseamnă cel puțin 2 etape suspendare. Da, este un jucător foarte important pentru noi. Mai au fost momente de când sunt eu la echipă, când Pinti nu a jucat din cauza accidentărilor sau a cartonașelor, dar sunt jucători în lot care îl pot subveni, cred eu. Eu am spus și anul trecut, spuneam acest lucru, că îmi doream să jucăm, pentru că am început să căpătăm un ritm bun de joc și din ce în ce vom arăta mai bine. Dar nu avem ce să facem, fiind aceste jocuri la echipei naționale și avem 2 săptămâni la dispoziție pentru a pregăti meciul cu Iași. În Eu spun că puteam să câștigăm jocul, cum am spus la începutul conferinței, dacă reușeam să marcăm minutul 70, chiar și 80, să reușim să egalăm mai repede, cred că puteam să câștigăm jocul. V-a impresionat CFR-ul în această seară prin ceva anume? Nu, pentru că știam jocul lor, minge lungă pe Țucudean, vin foarte bine pe mingea a doua, faze fixe și cam atât. Am făcut aceste schimbări pentru că am avut unele probleme în prima repriză pe faza de construcție plecând de la fundaș central, pentru că cei de la CFR Cluj veneau foarte bine în presii pe fundaș central cu Culio și Djokovic, mai ales cu Djokovic la Găman, unde de multe ori ne-au blocat acolo și
Am decis să-l schimb pe Gămani, să-l aduc pe Marco, fundaș central, pentru că este un jucător de piciorul stâng, care construiește mai bine, pasează mai bine, are o tehnică mai bună, și să-l introduc și pe Junior la postul lui fundaș stânga și pe Tănase în zonă centrală, care are o tehnică mai bună decât Junior, este un jucător mai ofensiv și cred că am făcut bine, pentru că a doua repriză am arătat mult mai bine. Da, este posibil să fie un avantaj, nu știu. Depinde ce le-a transmis și antrenorul lor secund. Despre situația noastră s-a vorbit mult legat de situația noastră din vară. Cum comentați afirmațiile lui Marius Rudică, care i-a promis poate în listele dacă vine patronului? Au mai fost și alții care îi spuneau patronului că atunci când vor veni vor câștiga titlul la pasă. Nu vreau să mă comentez mai mult. Simțiți că Eu am treaba aici, mai am 2 luni de zile contract, încerc să îndeplinesc obiectivul care mi s-a transmis de la început de când am semnat cu Steaua și vom vedea la vară ce va fi. Simțiți că vă bunează postul? Da, credeți că este singurul antrenor care și-ar dori să anteneze Steaua? Cred că majoritatea antrenorilor din Liga 1, majoritatea antrenorilor români își doresc să anteneze o echipă ca și Steaua. Este normal să-și dorească acest lucru.